am participat la prima etapă a acestui tur intitulat Pedalăm pentru România, un eveniment foarte frumos. I-am felicitat pe organizatori și mi-a făcut mare plăcere să particip aici. Știți că mie îmi place să merg cu bicicleta și prin oraș și în afara orașului, dar de data aceasta mi-a plăcut în mod deosebit că turul este pentru centenar, pentru unitatea între noi, între români, și aceste două motive m-au făcut să particip aici la deschidere. O primă etapă foarte bună, oameni foarte hotărâți, foarte bine dispuși, și le doresc și sper să ajungă cu bine la Alba Iulia, orașul Unirii. Un pic obosit, domnule Dragoș. Chiar o etapă scurtă. Domnul președinte, dacă îmi permiteți o întrebare pe un alt subiect, o să anunțați săptămâna aceasta decizia privind revocarea sau... Astăzi mai mult despre biciclete și unitate decât despre altceva. Săptămâna cititului și în ce săptămână ați intrat? Săptămâna trecută s-a încheiat cu bine, mulțumesc. Domnule președinte, ați spus în mai multe rânduri că nu vă temeți de o suspendare din partea PSD-ALDE și că nu există motive pentru astfel de suspendare. Ieri însă Liviu Dragnea spunea că ați întârziat neconstituțional de mult decizia în cazul Chioveși și nu e exclus o suspendare. Sincer, nu sunt extrem de interesat de părerea dumnealui. Bine, vă doresc o zi frumoasă!